Un bărbat a primit din greșeală 286 de salarii. După câteva zile, individul a trimis angajatorului un mesaj prin avocați. Un bărbat din Chile, care în luna mai a primit accidental 286 de salarii în loc de unul, a dispărut fără urmă, după care și-a transmis demisia printr-o firmă de avocatură, deși inițial a spus că va returna banii plătiți în plus. Departamentul de Resurse Umane al celui mai mare producător de mezeluri din Chile i-a virat din greșeală unui angajat peste 180.000 de dolari luna trecută, în loc de cei 542 de dolari cât era salariul. Acum, angajatul în cauză nu vrea să dea banii înapoi, și-a dat demisia și a dispărut fără urmă. Potrivit surselor locale, pe 30 mai, un asistent de birou de la Chial l-a abordat pe un director adjunct și i-a spus despre eroarea de plată. După verificarea plăților, conducerea a confirmat că angajatul în cauză a primit 286 de salarii lunare în loc de unul, din greșeală, și l-a informat că trebuie să returneze banii în plus. Angajatul a spus că va merge la bancă și va rezolva situația, numai că asta nu s-a mai întâmplat. După ce departamentul financiar a observat că banca nu a rambursat suma, a încercat să-l contacteze din nou pe angajat, fără rezultat. Pe data de 2 iunie, acesta și-a transmis demisia printr-o firmă de avocatură. Între timp, angajatul ar fi plecat din localitate. Firma poate încerca să-și recupereze prejudiciul, acționându-l în judecată.